Doamnelor și domnilor, bun găsit, ediție nouă direct la subiect despre ce vorbim astăzi. Astăzi vorbim despre sport, fitness, activitate fizică, energie, stare de spirit și avem o invitată tare dragă mie, Andrada Gribincea este numele ei, instructor de fitness. Andrada, bine ai venit în studioul nostru! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație și pentru această ocazie deosebită de a ne întâlni și de a povesti cât mai multe despre studioul nostru Fit Lugoj. Noi vorbim foarte mult așa când ne întâlnim. Tu vii la mine la emisiune, vin la tine la sală de mult timp, nu? Așa este. Tot venim una la alta, dar uite, mă bucur că în sfârșit am avut ocazia să ne întâlnim și să vorbim așa despre subiecte ăsta atât de drag ție, care de fapt este modul tău de viață, da? Putem spune așa. Așa este un mod de viață sănătos și o poveste frumoasă. Bun, până să ajungem așa la începuturile tale în ale fitness-ului, aș vrea să știu cum e în perioada asta de vară. Toată lumea e ca mine, adică se scoate cu concediu, cu școala copilului, cu activitate intensă și nu vine la sală sau lumea vine pe perioada aceasta? Pot spune că noi ne desfășurăm activitatea normal, adică orarul este același, nu avem întreruperi, chiar pot spune că din 2011 funcționez, de 13 ani și n-a fost niciodată închisă sala, exceptând pandemia, când nici atunci nu le-am lăsat pe fete, la fel a mers la intensitate maximă de acasă. Dar, într-adevăr, sunt săptămâni în care avem frecvență mai redusă, în sensul că unele fete intră în concediu sau sunt unele mămici care au diferite examene cu copiii lor, bacaloriat sau capacitate și atunci, practic, nu au starea necesară să vină la sală. Avem și săptămâni în care revin fetele și ne continuăm activitatea cu grupele pline. Tu ai multe grupe de... Acum știu că noi la început am avut așa o discuție orientativă, nu o să respectăm nimic din ce am stabilit, pentru că, uite, întrebările vin așa de la sine. Ai multe grupe, faci separat, așa sunt grupe, ai de unde alege pentru fiecare stare de spirit și pentru fiecare, nu știu, ce îi se potrivește. Câte grupe ai? Câte clase ai? Avem clase multe, diferite. Avem clase de Pilates, avem clase de Zumba Fitness, clase de TRX, avem clase de Tabata, Strong by Zumba, Zumba Dance, Body Pump, avem clase de balet, Zumba Kids, așa că acoperim toate segmentele, să spun, și în același timp am vrut să scot cât mai multe clase pentru a putea fiecare să vină la ce clasă dorește și să aibă rezultatele dorite. Știu că sunt pe diferite grade de dificultate, sunt mai soft, sunt mai... Hard, cum? Da, pot să spun că unele sunt cu grad de dificultate mai scăzut, altele sunt cu grad de dificultate mai crescut. De exemplu, Pilates o avem și partea de tratament și partea de prevenție. La Pilates am mers pe partea de tratament pentru că am terminat și secția balneo-fiziokinetoterapie în cadrul Universității de Medicină și am vrut neapărat să implementez și să aduc programul de kineto ca să putem să tratăm anumite afecțiuni. Iar Pilatesul, pe lângă acest program care Iosef Pilates l-a creat, am adus cunoștințele mele de la universitatea, de la facultatea de kineto și am reușit să concep un program în așa fel încât să am rezultate cât mai bune. Practic, este o oră reușită, este o oră în care se bazează foarte mult pe respirație, pe mobilitate, flexibilitate, este o oră în care lucrăm din ortostatism și din decubit dorsal, mișcarea este foarte lentă, intrăm într-o atmosferă, să spun, relaxantă, dar în același timp simțim întreaga musculatură și țin foarte mult să lucrez musculatura paravertebrală, pentru că știm cu toții că este boala secolului,
aceste afecțiuni ale coloanei. Toată lumea are probleme cu articulațiile și cu coloana. Și eu, așa cum continuă emisiunea, știi, tot mai în jos mă dau. Imediat am auzit că am stat, mi-am luat poziția așa mai drept ca să nu... Mi-am adus aminte și eu că uite, uităm de ea și așa ne... Da. Așa este. Este foarte important să adoptăm un stil de viață și să venim la ora potrivită. TRX-ul este de fapt un antrenament, pot să spun, inteligent, care folosește gravitația și greutatea corporală. Este un antrenament care îmbunătățește, practic crește forța musculară și dezvoltă anduranța cardiovasculară. Ceea ce îmi place la TRX, deși pare, pot spune așa, un aparat rudimentar, însă este un aparat inovativ. De fapt, el este foarte inteligent și bine gândit. Pot spune că este folosit de mari sportivi de performanță, cum ar fi cei din fotbal, tenis de câmp, chiar și vedetele de la Hollywood. Sunt diferiți actori și diferiți cântăreți care îl folosesc. Este o oră, pot spune, solicitantă, ca să pot să vă dau anumite detalii și să vă dați seama ce se întâmplă la ora de TRX. Sunt două corzi unde lucrăm diferite exerciții, chiar putem ajunge la 300 de mișcări. Adică exercițiile sunt complexe, avem exerciții și suspendate, avem exerciții din poziție verticală, tot felul de plăci, unde vârfurile se suspendă cele două corzi și rămâi cu sprijin pe palme, unde vă dați seama că în momentul corpul cât este suspendat se activează întreaga musculatură. Este o oră solicitantă și foarte căutată. La Zumba Fitness pot să spun că este o oră extraordinară. Este o oră unde se consumă între 800 și 1000 de calorii. Aici este un fel de aerobic pe pași de dans, ritmul latino și internaționale. Este o atmosferă incendiară. Confirm, da. Da. Că așa este. Da, este o atmosferă incendiară și cred că este, nu cred, sigur, este unul din cele mai căutate programe. De aceea sunt o grămadă de milioane de oameni care caută acest program, pentru că cumva îmbini utilul cu plăcutul. Vii la această clasă și de fapt nici nu-ți dai seama că lucrezi. Vezi cât de mult transpir și îți dai seama corpul, adică după un timp, după câteva săptămâni, îți dai seama că se modelează corpul fără ca tu să-ți dai seama, că te distrezi. Este cumva, pot spune, aceeași senzație, nu știu dacă ți-aduce aminte de Concordia, când toată lumea... Exact asta mă gândeam și la, uite, că nu mai ai unde să mergi să dansezi. Deci vii la Zumba să dansezi, pe orice. Pentru că am văzut că tu ai... Eu, în mintea mea, Zumba era un fel de... Dansam doar pe latino. Dar știu că la clasele tale se dansează și pe, nu mai știu... Muzică internațională. Muzică internațională, da. Dar Street parcă am dansat. Da. Tot sunt diferite stiluri. Sunt diferite stiluri de muzică. Reggaeton, salsa, merengue. N-ai cum să te plictisești. Este o oră atât de vibrantă, să spun, cu atât de multă energie și atât de multă motivație, încât pe tot parcursul orei ești doar cu zâmbetul pe buze. Nu știi cum trece. Și am pornit de la Concordia pentru că vreau cumva să dau un exemplu. Când eram în liceu și în facultate, abia așteptam să ajung la Concordia, pentru că era discoteca unde socializam foarte mult, ne întâlneam și acolo era muzica care ne făcea foarte mult să mișcarea, practic, să o abordăm. Și toată ziua eram foarte entuziasmată și eram extrem de abia așteptam să ajung. Exact așa se întâmplă și la ora de Zumba. Abia aștept să vină ziua de marți și nu numai eu, și fetele. Ca să putem să ne bucurăm și să rămânem cu o energie pozitivă. Mai avem clase de Tabata. La Tabata pot să spun că este o formă de HIIT.
cu intensitate foarte crescută. Pot să zic că este unul din cele mai antrenamente, cele mai solicitante antrenamente. Aici o să vă explic un pic și anume cum se desfășoară ora. Avem pe intervale 20 de secunde, de exemplu avem 8 runde, acât de 20 de secunde acțiune și 10 secunde pauză. Aici folosesc foarte mult exerciții compuse, pentru că sunt exerciții care solicită întreaga musculatură și în același timp mai multe grupe musculare odată. Rezultatele sunt într-adevăr rapide. Te ține în mișcare, simți cum. Este un antrenament mai ca și durată, mai scurt, transpir foarte mult și simți în același timp și când pleci acasă, simți că îți tremură întreaga musculatură. Sunt exerciții genuflexiuni, fandări, flotări, adoptăm diferite materiale, avem materiale pentru toate orele, și pentru Pilates, și pentru Tabata, și pentru, dar încerc să le adaptez și să le aduc la clasa potrivită. La Tabata lucrăm foarte mult cu greutăți, cu propria greutate a corpului și lucrăm cu elastice. Este o oră, pot să spun, solicitantă. Mai avem clase de Zumba Dance. Zumba Dance-ul pot să spun că este o clasă cu un grad de dificultate mai scăzut. Adică ce se întâmplă? Tot pe pași de dans, tot avem tot felul de coreografii, pe pași de salsa, merengue, reggaeton, hip-hop. La fel se transpiră foarte mult, doar că nu sunt sărituri și nu sunt întoarceri bruște. Pentru fetele care au anumite probleme și anumite afecțiuni, recomand foarte mult această clasă, pentru că este, adică poți să faci cardio și fără să faci anumite sărituri și întoarceri bruște. Este o oră perfectă și de relaxare și de, să zic, muncă. Mai avem clase de balet. Baletul este, ce pot să spun, este ceva extraordinar. Când le vedem pe fetițele care sunt atât de, pot spune, gingașe, aduc frumusețea, gingășia și frumusețea asta care în momentul când le vedem, mai ales îmbrăcate în body și în cipici, ne topim. Pentru că de fiecare dată când venim, cel puțin fetele mele așteaptă ca să se termine ora de balet și ne întâlnim. Fetele mari se întâlnesc cu fetele mici. Cumva este și așa, sunt mândre fetele mici că sunt în aceeași încăpere, cumva fac în aceeași sală cu fetele mari, iar fetele mari se topesc. Pot spune că baletul este o oră cu atâtea beneficii, are numeroase beneficii pentru copii, cum aici crește stima de sine, sănătate, este vorba despre grație, armonie, eleganță, disciplină și respect. Și baletul chiar este o artă. Chiar este o artă și pot să spun că poate duce chiar până la șlefuirea caracterului. Noi montăm diferite spectacole tocmai pentru a motiva aceste fetițe să continue orele și în același timp să le demonstrăm părinților abilitățile învățate. Aici la balet pot să mai povestesc un pic, dacă mă lași. Da, te las. Pentru că este, am ținut neapărat să preiau clasele, deoarece am făcut balet când am fost mică. Am frecventat cursurile la doamna profesoară Străeleț, fier tată, mare maestră. Am dobândit foarte multe cunoștințe și pot să spun că în momentele acelea, ca și copil, la început mi-a plăcut, dar apoi m-am plictisit, bineînțeles, ca orice copil, mama vrea o altă activitate, însă mama nu m-a lăsat să abandonez pentru că ea la rândul ei practica a făcut balet la București.
nu a reușit să facă performanță pentru că bunica mea nu a lăsat-o, dar a știut ce înseamnă baletul. Și îi mulțumesc pe această cale, probabil mă urmărește, pentru că a avut puterea și a reușit să mă disciplineze, să mă ducă în direcția în care... E foarte greu, dacă când copilul nu mai vrea să-l convingi, totuși să meargă la aceeași activitate sportivă, pentru că, așa cum ai spus tu, când devine mai greu sau când te plictisești, cei mai mulți vor să renunțe. Nu își doresc performanță, nu își doresc niște rezultate deosebite și atunci intervine această muncă de lămurire, de convingere a părintelui sau a antrenorului, a profesorului să le readuc acolo în sală. Așa-i, așa-i. Cu toții am fost copii și eu înțeleg. De asta cumva și pe părinții care vin și își aduc copiii, le spun că este foarte important baletul și cumva să nu renunțe. De ce spun asta? Pentru că pe parcursul anilor m-am format foarte frumos și asta văd și văd și ceilalți, cumva fetele, în ceea ce fac eu, s-a împletit foarte bine. Pentru că chiar dacă în același timp pentru mine mi-a adus foarte mult, să zic, mi-a adus și eleganță și rafinament, ceea ce eu am crescut cu doi frați. În momentul când crești cu doi frați, ești mai băiețoasă, să zic, și în același timp am făcut și facultatea de educație fizică și sport, a doua facultate, care într-adevăr, facultatea cumva sportul te face mai masculină. În schimb, faptul că am făcut și balet m-a ajutat mult și în ceea ce fac acum, de exemplu, zumba sau alte coreografii, trebuie să ai și grație. Și atunci îmbine elementele din fitness, unde sunt mai, să zic, militaroase și mai ferme, cu partea de balet. Iar fetele sunt fascinate de această combinație, pentru că este, într-adevăr, este frumos când poți să îmbini eleganța și cu sportul. Uite, pentru că spuneai de mama ta, n-am vrut să trec peste, pentru că și ea are o clasă, da, de cum ai convins-o să devină antrenor, instructor de... Da, de fapt ea ține clasele ține clasa de zumba, dance. Ea de fapt a fost coreografă în ansamblu, a fost și la muzică populară, dar în ansamblu folcloric, a fost tot timpul o tipă dinamică, a fost tot timpul o tipă foarte energică și nu a fost foarte mult, adică nici n-a trebuit să o conving că a fost persoana care a vrut cumva să aducă lugojencelor această oră, să aibă posibilitatea să se bucure de această oră. Și pentru ea, bineînțeles, mă bucur că are o vârstă la care toată lumea spune că nu-i de vârsta reală. Așa e. Și asta, practic, o ține mișcarea și o ține psihicul, care... bineînțeles, are un tonus pozitiv, să zic, și a fost persoana care m-a susținut foarte mult. Mai avem clase de body pump. La body pump este o clasă, pot să spun, aici destul de solicitantă, în sensul că crește foarte mult forța musculară și în același timp arde grăsimile. Cum se desfășoară? Este o oră în poziție verticală, deci foarte mult lucrăm din ortostatism, din picioare, și folosim bara cu discuri. Discurile acum avem pe diferite grade. Dacă avem cliente noi, avem discuri cu kilograme mai puține, iar dacă avem cliente avansate care frecventează orele de sport, atunci avem greutate mare. Putem să ajungem și la greutate mai mare. Este o oră în care rezultatele apar imediat. Se îmbunătățește foarte mult condiția fizică, sunt mișcări precise, mișcări ferme și se lucrează grupele mari musculare. Mai avem și exerciții, într-adevăr, spre sfârșitul orei avem exerciții de pe salteluță pentru abdomen, lucrăm pentru abdomen. Sunt clase foarte diversificate. Cum vine lumea? Cum vin fetele? Sunt setate pe o anumită clasă sau, în general, cele care vin prima dată sunt dispuse să încerce orice și văd ce li se potrivește sau le convingi tu să facă o clasă sau alta, ce ți se pare că li se potrivește? Cum procedezi?
Unele persoane, unele cliente vin practic focusate, adică văd pe rețelele, pe Facebook sau pe pagina noastră sau văd în altă parte, au fost într-un concediu și au mers la un anumit curs, vin focusate pe o anumită oră. Dacă doresc, bineînțeles, cu drag le programez și le introduc la ora respectivă. Însă mie îmi place cumva să fac o anamneză, în sensul că îmi place foarte mult să văd ce îi se potrivește. În primul rând o întreb ce îi place cel mai mult, pentru că dacă ea este focusată pe Zumba și cumva nu are urechi muzicale și nu îi place muzica, din start nu o să-i placă Zumba și nu o să se țină de acest sport. Le îndrum foarte mult și încerc să comunic cu ele să vină la ce le, ce le place foarte mult și în același timp, bineînțeles, și ce li se potrivește. Pentru că dacă dorește o persoană să-și dezvolte masa musculară, atunci o trimit la o clasă unde este potrivită. Dacă dorește altă persoană să slăbească, o trimit la o oră cardio, cum este Zumba Fitness, unde se slăbește. Și încerc, da, încerc să comunic și să vedem ce oră îi se potrivește și îi place foarte mult ca să se țină. Sunt fete care vin la aceeași clasă sau preferă așa diversificat să facă? Cum e trendul? Am fete care vin, care vin la aceeași clasă de mulți ani, le place foarte mult și sunt constante, și am fete care vin la diferite clase, adică combină. Este important și să combini, pentru că reacționează altfel corpul și chiar este indicat să mai diversifici. De asta cumva am și scos atâtea clase, ca să nu se plictisească nimeni și să, mai ales că avem un abonament. Abonamentul este valabil o lună de zile și atunci dacă într-o zi nu a avut posibilitatea să fie prezentă la o oră, o introduc la altă clasă ca să nu își piardă ședința, ceea ce este în favoarea ei. Că cu cât vii la sală, cu atât rezultatele sunt pe măsură. Pentru că vorbeai de rezultate, sunt persoane care vin, nu știu, pentru tonus, pentru atmosferă, pentru sport, pentru ca să se simtă bine, pentru, nu știu, energia de acolo. Sunt persoane însă care și doresc rezultate destul de repede. Cum reușești să le motivezi? Pentru că, într-adevăr, cele care vin și vor niște rezultate spectaculoase într-un timp scurt, poate nu este posibil. Cum le motivezi? Că știi cum, dacă nu vezi rezultatele, imediat te descurajezi. Cum le motivezi? Atât pe unele cât și pe celelalte să vină în continuare la sală. Nu știu, uite, când sunt afară e caniculă, 40 de grade, sau cum le motivezi să vină la sală? Comunic cu ele, spunându-le că este un stil de viață nesănătos fără sport și că trebuie să schimbe acest lucru. Clienta, din punctul meu de vedere, trebuie să se simtă capabilă și să se simtă puternică. Aici, la partea de repede, pot să spun că nu prea cred în ceva foarte repede, rezultate spectaculoase. Sunt rezultate dacă te ții de o alimentație și ai frecvență, vii la orele de sport, ai rezultate bune, doar că sunt unele fete care vor rezultate rapide și eu nu cred în rezultatele rapide, pentru că mai aud, am slăbit 10 kg în... eu știu, două săptămâni sau în... nu este sănătos. Important, încerc să le educ pe stilul meu și să le spun că este important să slăbim sau să avem rezultate într-un mod pozitiv și sănătos. Asta este probabil și pentru faptul că am terminat medicina, kinetoterapia și am o viziune, să zic, mai largă decât dacă aș fi terminat sportul, facultatea de sport sau aș fi făcut un curs, îmi dau seama un pic de, adică îmi dau seama de biomecanica, să zic, fiziologia, pentru că în primul an am făcut anatomie, în primul an am făcut medicină generală, anatomie, fiziologie, biomecanică și îmi dau seama cum funcționează foarte bine. Știu că este un trend, toată lumea își dorește foarte repede, dar de fapt rezultatele rapide
au și efectul au invers. Și efectul invers. Da. Este important, da, avem rezultate, pot să spun, sunt rezultate foarte bune într-un timp bun, dar nu cred în rezultatele, nu cred că este sănătos să slăbești foarte repede într-un timp scurt. Uite, îți cer fetele sfaturi și așa de dietă, de alimentație, combini cumva antrenamentul cu, încerci să discuți dacă te întreabă, să le personalizezi cumva antrenamentul sau să le faci recomandări și dintr-un punct de vedere și din altul? Da, tot timpul comunic cu ele, le îndrum și încerc automat în momentul când încep să... Adică vrei să ai niște rezultate, nu poți să ai doar cu sport. Trebuie să ai și o alimentație echilibrată. Și asta le spun și fetelor, că alimentația practic 80%, 70-80% este alimentația și restul este sportul. Acum, nu înseamnă că nu ai rezultate dacă vii doar la sport. Sunt rezultate, doar nu cum ne-am dori. Și atunci, bineînțeles, umblăm și pe partea de alimentație. E important. Ce fel de instructor ești, de antrenor ești, nu știu, ești severă, ești mai maleabilă, cum te comporți cu fetele, nu știu, ești prietenă, ești, știi că la sală mai trebuie să fii, mai și asculți, mai ești și psiholog, mai ești și consilier de nu știu care, mai ai și alte discuții, tu cum ești, ce relație păstrezi cu fetele? Cred că rolul meu cel mai important este acela de a crea și de a menține o relație pozitivă cu clienta studioului FIT. Trebuie să fiu capabilă, să mă simt să fiu capabilă, să comunic într-un mod cât mai eficient cu clienta studioului și cred că această relație de, să zic, încredere și respect reciproc duce la reușita clientei, la succesul ei. Trebuie să fiu un lider, da, trebuie să fiu un lider, că sunt cu multe femei frumoase și sănătoase. Cred că trebuie să fiu și un bun pedagog, trebuie să fiu o persoană care să știe să îndrume, să susțină și în același timp să, pot să spun, să ajut să-și îmbunătățească performanțele. Pe de altă parte, tu ai creat așa o comunitate în jurul tău, pentru că, da, există relația care există la clasă, dar există și o relație dincolo de clasă, care nu se vede când ești acolo la clasă, dar pe care reușiți să o menții, cum am zis, ai creat o comunitate în jurul tău cu care, nu știu, să merge la evenimente, să merg în excursii, să fac petreceri și reușești așa de, nu știu, cât ai, 10-15 ani de când menții închegat această comunitate. Am văzut acolo, se merge în excursii, în concedii, cred că e mult spus, cred că nu, dar aveți de 3-4 zile unde se merge cu soți, soții, copii, câini, tot ce vrei. Sunteți foarte mulți. Așa este. Această comunitate, pot să spun că am o relație de prietenie cu toate fetele studioului FIT Lugoj, cu care îmi petrec timpul. Este o relație afectivă și de cooperare care se caracterizează prin respect, simpatie și afinitate reciprocă. Aici comunitatea este ceva, pot să spun, și asta nu de la mine, pot să redau din spusele fetelor, este o bulă magică, pentru că am fete care îmi spun: Andrada, aici este bula mea magică, nu vreau să fiu deranjată de nimeni, este efectiv ceea ce se întâmplă, este miraculos. Da, într-adevăr, din 2011, de 13 ani sunt, s-a creat o comunitate atât de frumoasă încât pot spune că este a doua familia mea și nu este un marketing, ci este ceea ce simt. Aleg să-mi petrec timpul, din timpul meu liber, să petrec cu aceste fete, cu acești oameni, pentru că fetele au venit cu
toată familia, așa cum ai spus, cu cățel, cu întreaga familie, unde s-au creat tot felul de prietenii, bărbații între ei, fetele. Am ajuns, pur și simplu, am avut și momente mai puțin plăcute în atâția ani, dar am fost la fel de sudate și am fost la fel de implicate, ceea ce, practic, și lucrurile mai puțin pozitive ne-a unit și a făcut ca energia asta atât de pozitivă să ne simțim ca într-o bulă magică. Într-adevăr, țin tot felul de evenimente, pentru că, pot spune, sunt o persoană dinamică, sunt o persoană extrem de pozitivă și o persoană extrem de distractivă. Îmi plac distracțiile, îmi place să ies foarte mult în natură, îmi place muzica. Cred că muzica este un limbaj universal cu un mesaj emoțional puternic care poate inspira și transforma o persoană. De fiecare dată, și de ce a vorbit despre muzică, de fiecare dată când fac evenimente, nu lipsește muzica. Ne-am adunat, ne-am unit la diferite evenimente pentru că am simțit că sunt persoanele potrivite și ne bucurăm de fiecare moment. Pot să vă spun cum se petrece, adică am început așa cu un 8 martie, cu o zi de naștere, cu evenimente de Crăciun, însă am simțit că este ceva prea puțin pentru energia pe care o avem. Și atunci am zis, ok, haideți să facem și să ne bucurăm și de natură. Și s-a întâmplat să ieșim într-o excursie. Nici pe departe n-a fost ceva planificat, în sensul să mă gândesc să devină un business acest lucru. O strategie de marketing, exact, sau nici de cum. A fost așa, totul spontan. Atât de frumos a ieșit și atât de bine ne-am, să zic, consolidat, încât fetele nici bine nu am venit acasă după excursie și au zis, wow, vrem și a doua, când. Bineînțeles că de atunci am început să facem tot felul de evenimente, plecăm cam de 3 ori pe săptămână. Este atât de frumos să-ți vezi țara noastră, care consider că este un dar de la Dumnezeu să o vezi atât de frumoasă și să merg cu atâția oameni frumoși în jurul meu, pentru că suntem mulți. Chiar am vrut să te întreb, câți ați fost cei mai mulți? Pentru că am văzut niște fotografii unde păreau la vreo 50 de persoane, cred că erați. Da, am fost cu 90. Am fost cu 90 de persoane, de obicei. Asta este problema, pentru că e greu să găsesc. Sunt o tipă destul de perfecționistă, să zic. Foarte vreau ca lucrurile să fie într-un mod cât mai, să zic, pus la punct din toate punctele de vedere și întotdeauna caut locurile exclusiviste, pentru că știu că atunci nu avem niciun fel de problemă, este totul la superlativ. Caut locurile minunate ale țării și avem o problemă cu locurile, pentru că de multe ori nu găsim și atunci se întâmplă să merg de două ori. Chiar am fost la ultima excursie am fost la Râșnov, la Zărnești, de fapt, prima dată am fost la Râșnov de două ori, într-un weekend am fost cu prima trupă, al doilea weekend pentru că n-am avut capacitate atât de mare și am făcut din două ture. Bineînțeles că m-am bucurat din tot sufletul să vedem ce avem și cât de multă bucurie pot să împărtășesc acestor oameni. Să poți să escaladezi munții cu ei, să poți să vezi cum te înalță munții, să vezi atâta vița de vie și câmpii, să poți să vezi satele tradiționale și în același timp să vedem valorile țăranului român.
Deci voi aveți program, nu se merge doar așa să stați la, pe terasa hotelului și să socializați. Este Nici de cum. Aveți activități intense? Avem activități intense, sunt chiar înjurată. Uneori pot să spun că da, sunt așa, cât, nu mai venim, nu mai... Avem activitate intensă. Cum se întâmplă, de obicei plecăm vineria din Lugoj în colonați, așa, mașină după mașină ca la nuntă. Cine ne vede îi... cu claxoane și cu multă bucurie și fericire. Emoțiile sunt la fel. Abia așteptăm ca și când eram mai mici, nu? Când mergeam în autocar, abia așteptam să fim cu... și noaptea nu dormeam. Se întâmplă. Se întâmplă lucrul ăsta. Chiar fetele îmi spun, abia așteptam emoții. Ne-am dormit așa de bine. Abia aștept să... Este un lucru extraordinar când poți să faci... pe oameni să-i faci să se simtă fericiți și în același timp pot să spun că nu le las, adică îmi place să le lucrez, plecăm vineria în colonați, ajungem cu obiectivul bine stabilit, adică avem traseul până seara târziu, seara ne întâlnim la hotel, luăm cina și de acolo nu există somn, chieful, se dansează până dimineață, consumăm la calorii lioarcă suntem, deci în continuare după ce escaladăm munții și vedem minunatele peisaje, continuăm cu cheful. A doua zi am orar bine stabilit pentru ele, ne trezim, de obicei le las, nu sunt chiar așa de dură pentru că fetele mai sunt învățate cu un anumit confort și nu le trezesc dis de dimineață, asta le place foarte mult și zic măcar atât măcar atât pentru că la max ne întinzi orice limită. Le las până la ora cam 9:30, cam la 10. 10 începem traseele și traseele sunt până seara, 9 ore, 10 ore, 6 ore, depinde ce traseu avem. Bineînțeles că în momentul când ne întoarcem din nou, socializare, acolo începem cu, ca și în liceu, nu există tehnologie, nu există, telefoanele sunt de o parte, începem cu mimă. Deci nu ai văzut nici cu... Nu, n-am interzis și nu, dar cumva atât de bine se simte... Încă nu simt nevoia de asta. Această comunitate, încât... nu ai nevoie de telefon, adică nu merită, îți dai seama că nu merită să-ți pierzi timp când ai momentele astea atât de frumoase sunt. Și atunci începem cu mimă, cu încă o dată dans, cu cărți, cu remi, cu până dimineață. Duminică din nou le las să se odihnească mai mult și savurăm de obicei peisajul de la hotelul de unde l-am rezervat. Luăm micul dejun, savurăm, ne bucurăm și pornim spre casă. Pentru că de obicei drumul este 4 ore, 5 ore, depinde în ce parte. Să știi că Ștefan ne-a făcut să mai avem doar vreo 10 minute și n-am... Ce repede a trecut! A trecut foarte repede. Eu vreau să te întreb, cum îți păstrezi acest vibe, această energie? Pentru că știu că ești... ăsta este stilul tău de viață și așa ești tu. Dar ca orice om ai și tu momente mai bune, mai proaste. Cum vii la sală când ai un moment mai... Pentru că mă gândesc că eviți să transmiți asta fetelor, că nu vine lumea la sală să te vadă pe tine tristuță, supărată, și atunci depui un efort suplimentar ca să menții această stare de spirit și în rândul lor, dar și să păstrezi tu niște aparențe, poate. Cred că și aici... Este foarte important în momentul când conduci acest business, este foarte important să oferi clientei calitate. Pentru că, ca și un artist, de fapt, eu sunt o artistă care trebuie să fie pe scenă, indiferent de ceea ce se întâmplă. Bineînțeles că sunt o persoană care îi se întâmplă tot felul de lucruri, ca oricui, dar chiar am avut în 2013 un moment
tragic, să spun, că mi-am pierdut tatăl și a fost un stâlp al casei, o pierdere foarte mare, dar a trebuit, după 3 zile, când, după mormântare, practic, am fost în fața clasei cu zâmbetul pe buze. Consider că clienta care vine și plătește abonamentul și își lasă copilul acasă, își lasă soțul și alege să fie cu tine, este o responsabilitate foarte mare și tu ai datoria ca și artist, ai datoria ca și instructor în momentul când se deschide cortina și ești pe scenă să dai tot ce-i mai bun și să îl faci să se deconecteze total de ceea ce există. Și asta cred că este foarte, foarte important, să nu te gândești la tine și să te gândești la persoana care practic alege să fie cu tine. Știu că tu ai un proiect măreț așa și tot, aștepți să îl finalizezi și să deschizi noua sală de fitness. Va fi ceva foarte frumos, am văzut și niște fotografii. Spune-mi în ce stadiu, cât mai avem de așteptat? În ce stadiu ești? Da, aici pot spune că este un proiect mai mare unde fetele și noi, de altfel, așteptăm cu mare nerăbdare să deschidem acest studio. Este, pot spune, un studio care a fost proiectat de soțul meu, el este arhitect, și s-a implicat în totalitate și vreau să-i mulțumesc foarte mult, pentru că dacă el nu ar fi fost, n-aș fi putut să fiu aici, n-aș fi putut să fac multe lucruri. El este cel care mă susține împreună cu familia mea, la fel și frații și verișorii și familia mea numeroasă, extinsă, pe care iubesc foarte mult și care mă susțin în orice. În acest proiect toată lumea a fost implicată, de la, cum am mai spus, întreaga familie, dar soțul meu a fost cel care, pot să spun, s-a ocupat foarte mult. Este un proiect, un studio premium, unde vor fi antrenamente și atmosferă, să zic, premium, și în același timp un proiect unde se bucură de o amplasare premium în centrul orașului. Aici mi-a luat destul de mult și sperăm ca anul ăsta să-l deschidem. Suntem la interioare, nu mai avem foarte mult, dar știți că interioarele dau bătăi mult de cap. Este un pic... Și faptul că amândoi suntem perfecționiști ne ajută, dar ne și sabotează, în sensul că vrem totul să fie la un anumit standard. Ce am folosit, ce am adus, sunt materiale de înaltă calitate. Ca și spațiu avem 250 de metri pătrați cu 100 de metri pătrați sala. O să fie o sală mare, cu încălzire pardosială, cu ventilație de ultimă oră, unde ne vom putea desfășura antrenamentele de înaltă, de mare intensitate. O să avem o recepție, o să avem 2 vestiare, 3 băi. Am fost foarte atenți la detalii, am vrut să le oferim clientelor noastre și în același timp și celorlalte lugojence care le invit să vină. Am vrut să le oferim acest confort și să ridicăm foarte mult standardul. Să știi că mai avem 2 minute. Deci, da? Ce repede a trecut. A trecut foarte repede, n-am apucat să dezbatem tot ce am fi vrut. Ce-ți mai dorești tu așa pentru tine? Să fiu cât mai mult pe placul lui Dumnezeu. Pentru că dacă alegem să trăim pentru Dumnezeu și nu pentru noi înșine, vom avea parte de neprihănire, bucurie și pace. Și vom avea o viață victorioasă, indiferent de ce obstacole sau piedici ne vor sta în cale. Andrade, îți urez mult succes în tot ceea ce faci. Noi o să ne mai vedem și la studioul tău și la al nostru, da? Așa cu drag. Deci noi venim la tine și tu vii la noi. Cu drag. Facem schimb de studiouri. Sigur.
Mult succes în continuare și să-ți păstrezi aceeași energie și același vibe pe care l-ai atât acolo la orele de clasă, cât și când te întâlnești cu lumea pe stradă, și când socializezi, și când mergi în excursii și le turești pe fete pe acolo pe munți și pe coclauri. Așa să rămâi. Mulțumesc mult! Mulțumesc și vă aștept cu drag! Așa, ne așteptăm, cum am zis, facem schimb de studiouri unii la alții. Luăm și pe Ștefan. Așa e. Uite, entuziasmul este Ștefan. La el, da. Bun, închem aici au scurs cele 45 de minute. Ștefan o să ne taie în curând. Mulțumim Andrada, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și astăzi. Ne vedem data viitoare.